von der Ausgesuna. Materie de politică inutile. Frate Forda, eu zic să lăsăm poeziile pe seama celor de la gazete. Este o singură problemă. Oare el îi de acord sau ba? Parcă era vorba că veți încerca un sondaj. Mie nu-mi vine să cred că domnul președinte ar putea să se opună. Domn doctor! Ascultă, bițică, cum intri fără să... Vă scuzareți, păi un domn. Ce zici, vorbește mai limpede. Vă caută un domn, domnul Siguran. Cine? Domnul Siguran de la stat. Așteptați-mă aici, nu vă neliniștiți. Servește pe domn cu rece coniac. Realitatea ne dovedește că este singura noastră soluție. Să nu ne grăbim să anticipăm. Să poruncesc o cafea, ceai, un coniac? Mulțumesc. Domnule Varga, ați fost convocat ieri la Ministerul Afacerilor Interne pentru orele 12. Dragul meu, n-am putut. Așa m-a chinuit Hexenschuss-ul, vârsta, necazurile. Și am rătăcit și numărul de telefon al domnului Drăgan. Îl rog să mă ierte că l-am făcut să-și piardă vremea așteptându-mă zadarnic, dar nu serviți nimic, o țigară de foi. Sunteți amabil, nu fumez. Domnule senator, când ați avut ultima întâlnire cu Horia Baniciu? Eu? Apoi, acum un an. Și l-am dat afară din casă. N-avem nimic comun cu legionarii. Acum un an, atunci, vreau să zic, Horia Baniciu putea să se întâlnească cu oricine. Era, ca să spun așa, legal. Am auzit că a avut un oarecare proces. Am fost condamnat la moarte în contumacie. Deci susțineți că de acum un an n-ați avut nicio întâlnire cu el. Susțin, n-am avut niciun fel de contact. Nu mă credeți? Nu. Protestez vehement, cu toată energia. Ai mandat de intrare în domiciliul meu, domnule Roman. Vă rog să mă iertați. Este vina mea că nu vi l-am arătat de la început. Poftim. Pe 18 februarie 1946, orele 23, Horia Baniciu a fost văzut intrând aici. Apoi, dragă domnule Roman, dacă ți închipui că folosind asemenea metode puerile vei reuși să mă sperii, te înșeli. Mâine, poi mâine, mă puteți acuza că am vrut să arunc în aer Parlamentul. Sau mai știu eu ce, mama dragului. Îmi pare rău, domnule Varga, că trebuie să vă spun lucruri neplăcute. Fica dumneavoastră, Iuliana, este amanta banditului Baniciu. Frumos, domnilor, că am râs cu insinuații de-astea, bătrânețea unui om a cărui viață am închinat-o slujirii românismului. Pentru că nu puteți distruge idealurile, vreți să ne terferiți moralicește. Poftiți o nouă convocare pentru mâine, orele 12, la sediul Ministerului de Interne. Domnule Roman, iute-ne sare, Sandra. Nu mă privește ce face Iuliana. E matură și răspunde de gesturile ei. A crescut fără mamă. Iar eu... Domnule Varga, noi nu avem nimic, dar absolut nimic cu viața intimă a domnișoarei Iuliana. Dar vreau să vă spun că toate legăturile cu banditul Baniciu privesc siguranța statului. Deci consemnez că n-ați avut niciun fel de contact cu el. Parcă așa am înțeles. Niciunul. În casa dumneavoastră a locuit o vreme un individ, Varlam. A fost secretarul meu. Dar de ce vă interesează? Pentru că a fost trimis în țară ca agent al unei puteri străine.
pentru numele Înduratului Dumnezeu, poftim, domnule Roman, zi și dumneata dacă mai poți avea încredere în oameni. Simțita meu că ceva nu e în regulă, de aceea l-am și concediat. Poți să aflu motivul? L-am prins cu incorectitudini, Bănești. Ați fi așa de amabil să-mi spuneți cine vi l-a recomandat? Apoi, dragule, mi-i crede, nu mi-i crede, nu mi-aduc aminte să mă tai. Vârsta, sclerozia, să fi fost, nu mi-aduc aminte și pace. Deci consemniți și asta, domnule Varga. Permiteți o întrebare? Ce te poftești, dragule? Uite, vezi, dumneata ești adversarul meu politic, dar mi-ești tare simpatic. Asta mă doare pe mine la voi, la comuniști. Nu vă simpatizați adversarii politici. N-aveți simțul fair play-ului. Fair play, da. Fair play este o chestiune de educație, o chestiune de... Mă rog, dar în orice caz nu se învață în închisori și în lagăre unde ați binevoit să ne țineți dumneavoastră adversarii noștri politici. Apoi, dragule, dacă ați vrut să răsturnați ordinea firească de atunci... Dar dumneavoastră, domnule Varga, doriți să o mențineți pe cea de astăzi? Bravo! Bravo! Nici Cicero n-ar fi dat un răspuns mai bun. Nu, domnule Roman, nu dorim. Numai că noi vom lupta pe față cu mijloacele democrației. Perfect. Deci, neavând nicio legătură cu condamnatul Baniciu, sunteți dispus să semnați o declarație potrivit căreia, dacă acesta va încerca să ia legătura cu dumneavoastră, veți anunța imediat organele de stat? Da, sunt. Poftim. Semnează ceva? Nu-mi place, nu-mi place deloc. Te pomenești că... Ce vrei să spui? Nimic. Și zici că au vrut să arunce în aer parlamentul? Apoi sunt cutremurat de indignare. Cum, n-ai citit dezbaterile procesului din ziare? Nu mai citesc voi, dragule. M-am retras din viața politică. Acum îmi scriu memoriile. Cred că vor fi interesante. Apoi după slabele mele puteri. La revedere, domnule Varga. La revedere. Și nu uitați, vă așteptăm. Suntem pierduți, domnilor. Pierduți. Pentru Dumnezeu, dar ce s-a întâmplat, domnule senator? Sunt tari, domnule, tari! Și nu sunt nici proști. Proști am fost noi că n-am stârpit până la unul când am putut să nu fi rămas sămânță din ei. Ce hârtie ați semnat, domnule senator? M-ați spionat. Se poate. Eram îngrijorat, am vrut să vedem ce se întâmplă. Am semnat o nouă convocare la Ministerul de Interne. Sunt cu ochii pe mine. În cazul acesta, planul nostru trebuie să sufere niște modificări. Riscul mi se pare prea mare. Ascultă, mucosule! Să nu-mi dai tu mie directive, că-ți distrug cariera politică! Ați înțeles greșit, Olteanu nu s-a exprimat bine. Noi nu vrem să... Nici nu vă sfătuiesc. E foarte bine așa. Acum știu exact care e situația. Și care e situația? Trei creci. Și rădăcinile sunt adânci. Materialul meu? Da. Și? Am studiat cu cel mai mare interes. Părerea mea este neoficială. Sigur, sigur. În acest moment, existența unui guvern în exil ar face imposibilă recunoașterea guvernului Groza.
Menționez în cazul în care guvernul în exil ar fi singurul guvern legal român. Tocmai asta e problema. Din surse neoficiale am date să deduc că guvernul în exil ar putea fi recunoscut drept singurul guvern legal. Singura problemă e, domnul președinte, e un om în vârstă, bolnav. Domnul președinte ține să rămână simbolul rezistenței interne. Întregul său trecut, uriașa sa activitate, îl recomandă pentru acest rol tragic. Sunt de acord cu punctul tău de vedere, frate Salvator. E unica soluțiune. Singurul guvern care va reprezenta țara va fi cel de la London, condus de dumneata. Vă mulțumesc respectos pentru deosebita încredere, domnule președinte. Îi dai externele lui Pordea, propaganda lui Olteanu. Dar vezi, nu-i slăbi din ochi. Am înțeles, domnule președinte. Internele le-om da după victorie, ăsta, nu, cum îi zice, Horia Baniciu. E energic, idealist, om cu mâna iute. Restul portofoliilor le sper dacă între voi. Regret, domnule președinte, că nu vreți să las dumneavoastră în mână. Eu am alte socoteli, Salvatore, dragă. Le-i afla la momentul oportun. No, ia ca memorandumul meu, care trebuie să ajungă mâinile domnului Truman și domnului Churchill. Am informațiuni precize că l-așteaptă cu cel mai mare interes. Va ajunge, domnule președinte. Banii, valuta și cocoșei s-au parvenit. Spiritul lui dumitare practic, pe care nu odată am avut ocazia de a-l prețui, nu-i voi aduce ofenzia de a da sfaturi ce și cum în legătură cu maxima prudenție. Dar voi n-am fost eu, oberleutnant, la Nachrichtenbüro în celălalt răzbel? Kaiserliche und königliche Armee. Acele ori fost vremuri. No, din momentul acesta eu nu mai am cunoștință de nimic. Sosita clipa despărțirii și ora bunului rămas. Servus, dragul meu, servus. La revedere, pe curând, iubite și prețuite al meu prietene. Așadar, scumpii mei, adio. Nu mai am mijloace cu ce vă plăti. Sunt un biet bătrân sărac. Nu vreau să vă trag în mizerie după mine. Dacă v-am greșit oarece, vă rog din suflet să mă iertați și vă mulțumesc pentru slujba credincioasă. Încă o dată, adio. Să rămână. Te-ai senilizat de tot? Ce? O să gătesc eu? O să mătur și o să fac piața? Da, fata mea, o să gătești, o să mătur, o să faci piața, o să speli vase și albiturile? Că noi trebuie să ținem în casă niște agenți. Toți erau agenți. Toți. Toată lumea e agent. Și se sigura că ți-l poasele. Închinarea cui te-a făcut. Că toată ești măta cu mintea de găină. Laissez son frère. Rien ne va plus. Va bien, je suis perdant. Quand je sais ça, les quatre premiers pleins. Quatre premiers. Cheval plein. S'il vous plaît, madame. Merci bien, madame. Tout est payé. Faites vos jeux.
Edonșoie? Edonșoie? Bună, Salvator, ce mai faci? Am auzit că ți-ai concediat tot personalul. Sunt un om aproape ruinat. Nu mai pot cine tren acasă. Tare nu-mi vine să cred. Se te duce în Pelmont. Cum să stai sempre? Care e? Fedojoie. Fedojoie. Cu cât ai rămas? Ils m'ont volé 50 hectares, ma chère amie. C'est provisoire, je vous assure que c'est provisoire. Il n'y a que le provisoire qui dure. Mais voyons, je ne dis pas ça. Salve, colonel. Solo? Tout seul. Il ne va plus. N'ai osé d'incident l'acela pénible avec Nicolaïde, car il m'a accusé que je suis incorrect la Baccara. Ce goujat, ce salaud fanariot, cazul est en discussion au comité du club. Am să-l provoc la duel. Je vais lui trouer la bedaine, a cet animal grecoté. S-aranjează, colonel, s-aranjează. Ne spunem, tânărul acela Chipeș de acolo, nu cumva e feciorul lui Predescu de la Târgoviște? Chisa, Bibi? C'est lui, el e. Tatăl a murit de inimă rea. Iar el se vertuează să toace ultima bucățică de moșie avec un succès, mon cher. Rien ne va plus. Premier, rouge et Pelmont. Quatre premiers, cheval. Pas de chance, je fais ça. Fais ton jeu. Pas de chance. Fais ton jeu. Fais ton jeu. Les jeux sont faits. Ah, vous savez, je pense que si on avait créé un deuxième front dans les Balkans, la configuration de l'Europe aurait été tout à fait différente. Et peut-être il était plus nécessaire de faire cette guerre froide. Bien sûr. 1000 dollars à changer. S'il vous plaît, madame, jetons pour 1000 dollars. Asta înțelegi? Aliații nu vor recunoaște acest guvern la concepție. Edouard, era să nu te mai cunosc. Eu te-am săltat pe genunchi când erai copil. De aici se trage aviația. Dar cum se face că îți pierzi vremea cu noi ăștia bătrânii în loc să te zbengui cu o fătuță, cum îi stă bine unui junior ofițier? Fetele mai spre ziua, domnule senator. Cum a mers la roata norocului? Banca are un succes suspect. Ruleta e o arbă. Mie niciodată nu mi-a plăcut. E bună pentru dame. Lor le place să aibă emoțiuni necontrolabile. Aveți dreptate, domnule senator. Singurul joc pentru bărbați e pokerul. Facem unul mic? Cu plăcere, dar nu lung. Eu la 12 musai să fiu în pat. Vârsta. Zu befehl, Herr Senator. Bravo, bravo, ca un adevărat husar! Apoi caut o masă liberă. Eu mă duc să găsesc oarece parteneri. Cum să stai sempre? Care e? Șval, blane. Voilà, a conto. Prudentissimus et discretissimus. Și vezi, fii foarte atent la... Cher ami, vous me rendez la vie, vous me rendez l'honneur. Je vous revaudrai cela, je le jure, sur le tombeau de ma grand-mère. Primăvară începe, la primăvară. Ți-o spun sigur, sursa cea mai autorizată. Iar politică. Redoje! Redoje! Prea te hazardești, tinere, dați și merge. Eu asemenea noroc n-am mai văzut decât o singură dată. Eram la Doberdo, în bunchere, unul Vaislovici.
Am pierdut tot. Rien ne va plus. Quand ça ça 1000 dollars à changer. S'il vous plaît, madame, les jetons pour 1000 dollars. Merci. Maintenant, je vais. Maintenant, je vais. Les jetons sont faits. Rien ne va plus. Zéro. Rien de numéro. P de 3. Fără mine. P de 6. No bine, dragule, nu te pripica musca în zer. Fără sfaturi, dacă se poate. Mă rog să jucați. Apoi dacă mă ia așa, dragule, atunci pe de 12. Sper că cuvântul meu de onoare... Sigur, dragule, fără doar și poate. Notează-mă ta pe o carte de vizită. Două. Tot două. Care fac cucurigul, dragule? Nu, dolari. O mie? Plus o mie. Eu atât am cerut. Ok. Plus de 3 ori potul. De 3 ori potul. Plus 50 de lei. Sec, domnule senator. Să nu o lungim. E penibil. Unu, doi, trei, patru. Mare noroc trebuie că ai în amor. Una, două, trei, patru, dar însă și cinci. Minte royală.
12:40. Am depășit cu 40 de minute termenul. Mă omoară fetița. Domnule senator, nu e... Ba e. Am spus 12 și am uitat de noi. Nu insista, te rog, altă dată. Tot e să-i oprești la timp, asta e cel mai important. Unde te depun, dragule? Mulțumesc, domnule senator. Merg pe jos. Câți bani am pierdut eu la Viena, pe vremuri când eram leutnant la husari? Da, odată, că n-am putut achita o datorie de onoare în 24 de ore, cum era, dar regula era să-mi zbor creierii. Noroc că... Nu-ți face griji. Te aștept mâine după amiază la mine acasă, ia că adresa. Om convorbi, om găsi noi o modalitate. Servus, dragule. Ai ceva bani? Puțin. Hai să bem ceva. Ieși afară! N-ai nicio scăpare! M-auzi, Baniciu? Ești înconjurat! Ține așa. Trage, camarade, trage. Nu-ți fie frică. Data asta. Haideți. M-ați
strișat în mod ordinar. Sediu propriu. Colonelul Iorgulescu e cunoscut în tot clubul ca trișor. L-ai prins dumneata? Apoi așa, dragule, elestne. Pierzi mai mult decât te țin băierile pungi și pe urmă acuzi niște oameni onorabili că te-au trișat. Cu asemenea mentalitate. Și în schimb îmi cereți, nici mai mult, nici mai puțin, să-mi calc jurământul militar. Să-mi trădesc țara. Hopa! Ia ca de unde sare iepurile. Familie Cuba asta, cum i-ai și zis, țară comunistă. Oricât? He, măi băiatule, te așteaptă o carieră de vază în armia engleză. Uite acum, în clipa asta, ai $2000 la conto. Exclus, domnule senator. Restul? Până la 25.000, cum am ajuns la Ankara? Tot la... Mon vieux. Adică cum? Adică așa. Păi de ce crezi dumneata, mon venere ami, că-mi toc moșia la ruletă? Aștept o lovitură. Vreau să fac rost de o sumă de bani și... E, dar știu că mi-ai dat fior de gheață cu țara, cu jurământul. Dar n-ai fi vrând să merg pe blani, nu? Ești un mare șmecher. Atunci nu ne mai rămâne decât să... Puneți jos sau isișa la băiatul restul până la 25.000 de vers. Domnule locotenent. Domnule senator. Mă ofensezi. Mon cher ami. Îmi dai voie să-mi iau și eu măsurile de precauțiune. N-aș vrea ca la Ankara să fiu nevoit să negociez farmecele pentru a putea trăi. Așa că, c'est à prendre ou à laisser. Apoi, dragule, n-am atâta numerar. Păi o să aștept până o să aveți numerar. Atunci îmi dați un semn. Ce-s dracului și fi rezonabil. Dacă socotim ce ai pierdut la club... Pardon? Poftim, scumpule. Mersi, domnule Varga. Să știți că nu duc lipsă de pasageri. Și pe urmă, dacă nu vă grăbiți, s-ar putea să cam fiu scos din armată, ca fiu de mârșav moștier. Îți pot da acum 10.000. Restul, acolo. E ultimul meu cuvânt. Faute de mieux, on couche avec sa femme. All right. Perfect. Când ați adunat restul, îmi dați un semn de viață. Ce? Oare cât mi-ar da comuniștii dacă ar afla din gurița mea dulce că domnul senator Varga se pregătește să-și ia zborul spre meleaguri mai calde? Știți, n-a fost frumos ce ați făcut la club. Eu accept orice, dar nu să fiu făcut ridicol. Aștept. Aștept un semn palpabil. Ajută-mă să ducem butoiul deasupra. Nu mai pot, tata, nu mai pot! Da poți! Că-n ochi la ne putrezesc cu oasele la amândoi dacă nu poți!
Dumnezeu să te ierte, dragule. Hai. Vino, fetița ta. Hai, să nu răcești. Am onoarea să vă salut, domnule Varga. Ce surpriză plăcută. Ce mai faceți, domnule senator? Apoi, ca eu mă preumblu ca pensionarii. Dar, dumneata, mi-închipui că-i fi într-o misiune, că nu cred că veniți aici numai să vă însoriți. Închipuiți-vă că uneori ne însorim și noi. E, da, da, soarele nu face deosebire între oameni. E, uite că uitați dumneavoastră, v-ați ales soarele ca simbol în alegeri. A fost un simbol bun. E, domnule Roman, roata morii se învârtește, țac, țac, țac. Bună ziua, cumpărați cânteia? Mulțumesc. Așa mi s-a făcut poftă de o bere. Vrei să-mi faci onoarea de a fi invitatul meu? Cu plăcere, însă 50-50. Ei, știi și englezește? O parte din copilărie mi-am petrecut-o pe terenul de tenis. Ia te uită. Aduna mingile. Ha-ha! Dumneavoastră nici în somn nu uitați lupta cea de clasă. În somn, da. A, da, da. Înțeleg aluziunea. Când sunteți treji, sunteți vigilenți. Două halbe. Apoi cu mine puteți fi vigilenți că vă pierdeți vremea. Sunt bătrân. Sunt sătul de agitația vieții politice. Altora mai vrednici locul tău îl lasă, cum a zis poetul. Domnule Varga, nu-mi vine mie să cred că un om ca dumneavoastră renunță așa ușor. Dar cine spune dumitale că am renunțat? Când o viață întreagă ai fost luptător naționalist? Uite, îți conced. Ori fost și greșeli. Dar ideea de nație, apoi aceea am păstrat-o neîntinată. Vedeți? Tocmai asta nu înțeleg eu. E adevărat că în materie de politică sunt novice, dar... Vă ascult cu tot interesul. Domnule senator, ce părere aveți dumneavoastră de faptul că domnii Negreanu, Crețu, Ivancea, membrii marcanți ai partidului dumneavoastră, au fugit în străinătate? Niște aventurieri. Nu știu dacă știi vorba lui Danton. Nu poți duce patria pe vârful pantofului. Frumos spus. Am să țin minte. Deci condamnați acțiunea acestor domni. Cu toată energia. Toată conducerea partidului o condamnă. N-am prea văzut să o fi făcut public sau mi-a scăpat mie. Domnul președinte indignat. Dar e un om bătrân, sentimental. Pe tinerii ăștia el i-a crescut. Să-i fac o asemenea decepțiune, îi vine greu. S-a închis în el. Dar dumneavoastră? Ți-am spus, îi desprețuiesc. Vă rog să mă scuzați. N-aș vrea să par că vă dau sfaturi. Dar nu credeți că o luare de atitudine, de pildă în presă, ar avea un excelent efect asupra opinii publice? E o idee. Să știi că e o idee. Dar ce faci? O mai trezesc. Uite că învățai și eu ceva de la dumneata. Dar unde să iau eu atitudine, că doar nu-mi scânteia? Dar mai sunt și alte ziare. De pildă, Universul, Adevărul. Ai dreptate. Am să reflectez. Unde-i Vredescu? Stați în aceeași garsonieră, tu trebuie să știi, Munteanule. Mă țineți de porcării ca niște inconștienți. Șeful m-a zguduit pe mine și nu-l pot duce. Ăsta în Spania a avut grad de major, nu-i unul din ăla cu trei clase primare. Unde-i Vredescu? O fi pierdut la cărți. Știi tu ceva? N-a vrut să-mi spună. A venit acum 4 zile în Zure Alb Cavaru. Mi-a scos o vorbă. Și-a schimbat cămașa, s-a bărbirit și a plecat de atunci. Mă tem că... Bine, mă. Distrugeți-vă carierele. Dacă până mâine nu apare, îl dau dezertor. Curtea marțială îl mănâncă. Ești liber.
cunosc. Fă bine și poartă-te cu decenție. Ți-a spus Iuliana că trebuie să dau o declarație, precum că dacă mă mai întâlnesc cu dumneata... De ce n-ai adus siguranța cu tine? Aveam cu ce să vă primesc. Ai adus? Dragă Horia, doar știi bine în ce situațiune... Ai adus? Da. Babule. Cât? 2000. Am spus 5. N-am, îți jur... Fără! Faci rost. Le cer comuniștilor să-ți plătesc articolul în dolari. Păi mie te prezinți tot aici. N-o să fiu eu. Eu plec. Am nevoie de aer. Unde te duci? Interesează pe domnul Petre Drăgan, de la siguranță. Unde mă duc? Don Salvator, sunt convins că pentru a te salvatori pe dumneata, ești în stare să-l vinzi până și pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Deci, pui mine. Încă 3 zile. Plus 1000 pentru că n-ai adus azi. O să fie altcineva. Parola Gilet. Răspunsul cu plăcere. Și ascultă-mă pe mine. Dă-te la fund. Internează-te undeva într-un spital. Nu încerca să joci pe cont propriu. Că o pați. Cine merge cu mine trebuie să meargă până la capăt. Până la capăt. Înțelegi? Păi, să-l chem Roman. El se ocupă de Varga. Mă, ăsta e o vulpe bătrână. Cine, Roman? Slavă Domnului, încă nu. Vino, te rog, până la mine. Ai citit articolul lui Varga? Da, și m-a convins până măduva oaselor. Să trăiți. Uite, băiete, care-i situație. Un locotenent de aviație, Predescu, fiu de moșier. Foarte bun aviator. În rest, cartofor, curvar, mă rog. Aviatorii ăștia, știți voi. A dispărut. Domnul general, dacă e fiu de moșier, e normal să... Stai, mă, nu te pripi. Mai vreme să ajungi dogmatic. Vă rog să mă iertați. În noaptea dinaintea dispariției, a pierdut o sumă foarte mare de bani. I-a câștigat domnul fost senator Salvator Varga. Asta e tot ce știm noi. Aici ai datele băiatului. Permite să mă retrag. Bună ziua. Lucrez la club de destul de mult timp. Sunt plătită ca să stimulez jocurile. Mai ales la ruletă. Mi-aduc aminte că în seara aceea am vrut să încerc ceva pe cont propriu. Bineînțeles, am pierdut. De Bibi mă leagă... Mă rog. Când am văzut cu cine joacă poker, m-am speriat. M-am speriat pentru că Iorgulescu e un tip cunoscut de toți intimii clubului. Un tip care știe să învârtă cărțile. De câte ori întâlnește un novice, nu-l lasă până nu ia toți banii. Am încercat să-l... sau măcar să salvez o parte din bani.
Până la urmă am pierdut și eu la ruletă. Și apoi? Apoi ne-am plimbat mult timp pe străzi. Bibi era foarte, foarte deprimat. N-am putut să-l las singură noaptea ce a dormit la mine. Nu știu când a plecat. De atunci nu l-am mai văzut. V-a vorbit cumva despre intențiile lui? V-a lăsat vreun bilet? Nu știu. Poate mi-a lăsat, nu-mi amintesc. Eram amețită, băusem foarte mult. Știu doar că de Iorgulescu i-am vorbit în stradă. Numai că de data asta banii a câștigat Varga. Domnule Roman, din moment ce am luat inițiativa să trambalăm un om bătrân și suferind, cred că am putea încerca să fim politicoși. Domnule Varga, în seara zilei de 20 mai ați fost la Clubul Miliardarilor. E interzis, dragă. Clubul e persoană juridică. Mă duc din când în când să chibițez. Mijloacele mele substanțial reduse. Ați făcut o partidă de poker cu... Da, da, cu colonelul Iorgulescu, cu domnul Leucuția și cu un tânăr ofițer. Ei au insistat. Am avut un noroc orb. Numai dată mi-aduc aminte la Doberdo, în primul rezbel cu unul Vaislovici. Vă mulțumesc. Am dat dispoziție mașina cu numărul 1925, vă va conduce acasă. Cum? Numai pentru asta? Da. Toate astea le puteam spune și la telefon. Am dorit să vă revăd, domnule Varga. Numai că tânărul acela a pierdut o sumă destul de substanțială și nici până azi nu s-a prezentat să-și achite datoria de onoare. Poate că nu are, de rușine s-a ascuns. Nu știți adresa? Nu l-ați căutat? Eu? Ca să fiu sincer, voiam să-i înapoiesc cambiile și să-i țin o lecțiune morală. A, într-o zi, două apare el. Da. Sper că n-a făcut vreo prostie. Adică? Doamne ferește, tineretul de azi. Nu, nu cred. Nu vă faceți griji. Am onoare. La revedere, domnule Varga. Cum, tată, tu îmi spui să mă culc cu primul ofițeraș, numai să... Doamne, ce-a făcut viața din noi? Virginitatea ți-ai sacrificat-o de mult pe altarul gărzii de fier. Ascultă, tata mea, nu înțelegi? Nu înțelegi că am pierdut partida? Am pierdut tot! Vrei să-mi fundăm ocnele? Iuliană, fie-ți milă de mine! De tine, uite, însângerează inima când trebuie eu, părintele tău, să... Ăștia n-au milă! Uite, mă pun în genunchi în fața ta, îți îmbrățișez picioarele! Pentru Dumnezeu, tată, destul! Bine, e regulă. Am să o fac. Sunt ale scumpii tale mame, care veghează din cer asupra noastră. Voiam să ți le dau la nunta ta. Ia-le, adorata tati, îngerul meu nefericit. Cine e? Ce băiat drăguț? Ah, un prieten. Doar nu faci o criză de gelozie. Nu, dar era cel mai bun prieten al meu. Va, iartă-mă, a căzut pe front? Era mult mai bine pentru el. A dezertat. Cum se poate? De ce? Te rog să nu mai vorbim despre asta, îmi face rău.
Când te mai văd? Când vrei tu. Sunt a ta, toată. Mâine noapte. Nu, mâine sunt de serviciu pe escadrilă. Dacă vrei, pot trece după 11 noapte. Te aștept, Michel meu. Casa din Târgoviște am reușit să o vând. Mi-a mai rămas un apartament în București. Nu știu cui să-l las. Poate lui nepotul meu. Doresc, pretind să știu în ce stadiu se află acțiunea. Într-un stadiu bun. Domnule senator, vă rog să mă scuzați, dar nu-i momentul pentru a face spirite. Permiteți-mi, domnilor, că încercând să fiu concis... Ce te învârți ca măsa în jurul cozii? În fața casei mele staționează un individ suspect. Dar apoi plini Bucureștiul de indivizi suspecți. Domnule senator, ne-am lichidat parțial o serie de bunuri imobile. Am obținut valută la schimburi oneroase. V-am predat banii, aurul. Doar n-ai insinuat că eu... Nu insinuez nimic, spun direct. Ne țineți într-un miser îngrozitor. Dumneavoastră credeți că toate tranzacțiile noastre au trecut chiar așa neobservate? Vreți să le dăm timp comuniștilor să ne ia ca din oală? Cretin! Pardon? Vă rog, vă implor. No. Atunci, dragii mei colaboratori, aflați că în câteva zile... În câte? În câteva... Plecăm! Vă rog să așteptați aici. Avem și câteva sticle de Rheinischer Traminer. Câte n-am putea dovedi, n-am sparge. Că doar nu le lăsa aici să facă domnul Roman șpriți din ele. Domnilor! Așteptarea asta mă nebunește. Te rog, te implor, viața mea, sufletul meu, sunt urmărită, vor să mă aresteze, fie-ți milă de mine. Mă rog, povestea e fezabilă, totul e fezabil. Și așa, Julieta, ne luăm noi doi lumea în cap. Eu am economisit 8.000 de lei, părinții mei sunt pensionari, eu sunt singurul lor copil. Mă tem că ai citit prea multe doxuri. Nu te deranja, scumpe domnule ofițer. Stați liniștiți. Doamne, mare lucru-i tinerețea, dar și imprudenția ei. Iuliană, Iuliană. Tatăl iubesc. Scumpul meu viitor ginere, sper că pot să-ți spun așa. Eu mi senatorul doctor Salvator Varga. Cu totul și cu totul întâmplător am auzit discuția voastră de adineauri. Situația noastră, scumpul meu... Îl cheamă Michi. Scumpul meu Mihăiță este tragică. A întregii țări de altfel, ce să-ți mai spun. În ceea ce privește problema ridicată de Natana Adinaur, să nu-ți faci nicio grijă. Subsistența onoratei doamne și a onoratului domn... Munteanu. Munteanu vor fi asigurate din abundență. Le voi lăsa suma de 500.000 lei. Iar dumneata, dragul meu, pe lângă o carieră strălucită în armia engleză, vei primi 50.000 de dolari ca să-ți înghebezi un cămin modest la început. No, asta e. Vă las cu bine, dragii mei. La revedere. Dragă Salvator, eu aș prefera finanțele. Oricum, am studii economice. Bă, în țara românească pentru finanțe trebuie experiență, nu studii. Că majorul studii a avut. Ei, și l-au împușcat ca pe un câine.
Dacă de pe acum începeți cu fracțiile... Domnilor, eu am o problemă vitală și vă rog să țineți cont. Eu, fără nevastă mea, nu plec nicăieri. În cazul ăsta, dragule, îi rămâne fain frumos acasă. Peste câteva luni, cel mult un an, suntem înapoi. Și apoi, dacă nici franțuzoaicele nu ți-or ști stinge ardorile... Sau englezoaicele. Domnilor, în aceste momente solemne, simt nevoia, exprimând sper în consens unanim... N-ar strica și o gustărică. Tăcere! Drepți! It's a long way to Tipperary. It's a long way to you. It's a long way to my sweet Mary. It's a long way. It's true. It's a long way to Tipperary. It's a long way to you. It's a long way to my sweet Mary. It's a long way. Dans la bande de la patrie, le jour de gloire. Ești trist? Foarte trist, domnule general. Spaniolii au un cântec, solamente una vez se amen la vida. Iubești o singură dată. E adevărat? În cazul meu mă tem că da. Câți ani ai? 25. Uite, vreau să spun ceva. Există toate datele că Iuliana Varga, legionară de la 15 ani, amanta banditului Horea Baniciu, amestecat în dispariția prietenului tău, Predescu. Domnule general, eu datoria de ofițer român mi-am făcut-o. În rest,